Pentru că am primit indicații din regie să fiu cât mai scurt. Sergiu, mai tare, că nu vreau. Pentru că am primit indicații din regie să fiu foarte scurt, nu o să prezint fiecare carte din cele 14 care sunt acolo, ci o să vorbesc despre toate la modul global. De ce am început să scriu? Dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că la un moment dat, prin clasa 5, am avut parte de un profesor de limba română extraordinar de bun, aici în Codlea, domnul Berdie, cine își mai aduce aminte, și ne-a rugat pe cei care suntem oarecum înzestrați să scriem ce putem, ce vrem și cum suntem noi în stare. Eu am scris o poezie cu interes oarecum practic, un acrostic, care a dat la începutul versurilor, numele colegii de bancă, care am încercat să-i câștig atenția. Pentru că a dat rezultate, m-am ținut în continuare de scris și uite așa am ajuns la 19 cărți publicate, a 20-a este sub tipar, la editura Neuma, care este editura unui scriitor din Cluj. Și am dat foarte multe interviuri, așa că mi-este ușor să vă spun de ce scriu. Am fost întrebat de ce scriu proză fantastică. Proza fantastică scriu pentru că e suficient să privești cerul albastru, să vezi norii cum aleargă. Primul meu premiu a fost luat la revista Cutezătorii, în care descriam norii, care sunt niște dinozauri și se bag pe cer. Am fost extraordinar de entuziasmat și eu și cei de la revista Cutezătorii și am luat premiul. Am fost încurajat și am scris în continuare proza fantastică, dar pe urmă m-a curat proza științifico-fantastică. Asta a fost puțin mai greu de scris, pentru că dacă proza fantastică e suficient un cer albastru și eventual o sticlă de martini ca să scrii, pentru proza științifico-fantastică este nevoie și de un dicționar tehnic, este nevoie de multe, multe cunoștințe tehnice. Dar le-am pus una lângă alta și am reușit să le adun la cele 20 de cărți care sunt scrise. Un sfat pentru tineri și mai puțin tineri scriitori din Codlea, care, uite, cu ocazia asta îi cunosc și eu, este că dacă au